La sărbătoarea parohiei românești Sfinții Arhanghel din Buros, regatul Suediei, a fost adusă spre închinare icoana relicvar a Sfântului Erarh Nectarie, care se păstrează la centrul episcopal din Stockholm. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie de Hram a fost oficiată de preasfințitul Părinte Episcop Macarie. În ziua sărbătorii Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit Sfânta Liturghie de Hram în parohia din Buros. Astăzi a fost cinstită în mod deosebit și icoana Maicii Domnului Floarea Neveștejită, care se păstrează în acest lăcaș de cult, precum și icoana relicvara a Sfântului Ierarh Nectarie, adusă de Ierarh. Astăzi, când îi presnuim pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, și pe toți arhanghilii cu chip de lumină și când facem prăzunirea tuturor puterilor cerești, iată, cinstim și icoana preasfinte născătoare de Dumnezeu, floarea neveștejită, așezată aici, în Sfântul Lăcaș, din acest oraș suedez, Buros. Ne gândim la mamele, la fiicele, la surorile noastre, care poartă acest minunat nume, Floarea sigur că floarea neveștejită este prea sfânta născătoare de Dumnezeu și sub acoperământul ei alinător sunt toate bunele noastre credincioase, care sunt flori în grădina raiului, sunt flori în miresmate în grădina preasfinte născătoare de Dumnezeu. Preasfinția sa a oficiat și un parastas pentru cei trecuți la Domnul și a oferit daruri copiilor. Mâine, ierarhul va săvârși Sfânta Liturghie în parohia ocrotită de Sfântul Ierarh Nectarie din Trolhetan, Suedia.